Haideți să vă spun un secret. Începe un nou episod din Peștera lui Puf. Oameni buni, bine v a regăsit la un episod din Stoneblock 3 sau Peștera lui Puf. Cum vrea inima, cum vrea inimuța voastră să să îi spuneți. Am mai stat un picuț afeca pe aici și am mai strâns o grămadă de nebunii din alea și pe aici am mai strâns o grămadă de resurse din ce putem să vedem. Însă scopul nostru astăzi nu este să strângem neapărat resurse, ci este să facem o șmecheriuță pe care vrem să facem de mult și mai exact să intrăm un picuț în partea asta de immersive engineering și să ne facem un kiln. De ce vrem noi să facem un kiln? Ei bine, U, am primit un alternator. That's nice. Nu știu ce face, dar by all means. <laughs> vrem să facem un kiln ca să putem să facem crushing wheel -ul. De ce ne trebuie un um, kiln pentru crushing wheel? Ei bine, o să vă arăt imediat. Ia să vedem prima dată pentru ce folosim de bunia asta. The alternator requires at least 32 RPM. It generates electric energy. Oh, ok. Deci, practic, poate să genereze energie electrică din uh, ăsta. Oh, super. Îl păstrăm. We keep it. Bun. Pac. Deschidem cărticica asta și dacă ne uităm noi un picuț aici la nebunia asta, ca să putem să creăm nebunia asta, avem nevoie de uh, prostiuța asta. Ok? Deci ne trebuie ăsta. Uh, mechanical Crafter. Ca să facem Mechanical Crafter, ne trebuie Brass Casing. Și ca să facem Brass Casing, e bine, ne trebuie Brass. Brass pe care îl facem... Uh, într-o turnatorie, dacă avem nebunia asta de alloy smelting, sau brass pe care putem să-l facem și să-l obținem într-un kiln uh -huh, cu cupru și cu zinc. Și kilnul ăsta nu e chiar atât de greu de făcut, dacă ne uităm aici în manualul inginerului uh, și ne ducem la workbenches and furnaces, avem aici alloy kiln, ne arată cum să facem practic nebunia astea de bricuri și cum să facem kilnul. Easy peasy, mă scuzi, nu e chiar atât de greu, e doar 4 pe 4 se face foarte, 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 foarte ușor. Mi-a venit o idee nebunească și am zis, băi, dacă tot avem chestia asta aici, unde aveam smooth stone-ul ăsta, de ce să nu-l punem aici? Acum îi pișcăm una în freză la prietenul nostru chestia aia și, basically, putem să facem treaba asta. Uite așa. Și aici o să trebuiască să punem nebunirele de care avem nevoie. Uh, și avem nevoie de... Probabil ca să facem asta ne trebuie... Asta ne dă 3 bucăți, nu? Și ca să putem să facem asta, am calculat data trecută că ne trebuie 3, 6, 9, 12, 15, 18 și 21. 21 de bucăți din astea, am împărțit la 3. E parcă 9? Nu, 7. Da, 7. E 7, ceea ce înseamnă că trebuie să facem 7 rețete de prosiuță din asta, nu? Bun, Ea înseamnă că ne trebuie 7 brass casings-uri. Ceea ce înseamnă că ne trebuie 7 brass ingături, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm Da, câte 4 ingături din fiecare 1, 2, 3, 4, matematică cu puf, așa scurt pe doi uh, Unde neaiba avem noi zinc, uite aici avem zinc, 1, 2, 3 și 4 Și acum o să avem nevoie de coul, o să luăm Charcoalul ăsta să nu mai ocupe loc degeaba, îl plantăm aici, pac, pac și pac Și asta ar trebui să ne facă nebunia aia de brass de care avem de nevoie. Ei, și acum că avem și nebunia asta de brass casing, putem să le punem aici și să dăm un clip pe asta și să facem asta. Și easy peasy lemon squeezy, putem să facem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte rețete și avem exact câte ne trebuie. Așa, nu mai știam cum să face chestia să scap de nebunia respectivă. Și pentru asta, din ce văd eu, avem nevoie de o bucățică de andesite, diarite, indiferent, stone, whatever. Ne trebuie 4 bucățele de, uh, de plancuri și ne trebuie 3, 6, 9, 12 și cum încă 4, 16 bucăți de andesite aloi. Avem atâta andesite aloi aici? Da. Uh, una ne mai trebuie de aici. Așa, am zis că ne trebuie o bucățică de stone sau whatever, din astea nu are nici mică importanță. Și patru bucățele de scânduri, cred că dacă bine am înțeles eu. Uite așa, bam. Bun, tot ce trebuie să facem acum este să vedem unde punem noi ăsta, Mechanical Crafter ăsta. Nu, nu am obținut și un quest. Oh my goodness, din Create, Mechanical Crafter. Thank you very well. Uuu, wait a minute, că am prins un mob imprisonment tool. That's good. Chestia asta poate fi folosită. Nice. I like it a lot. Bună, aș putea să pun acum chestia asta ca să mă ajute un picuț. M am avut un picuț de lucru și un picuț de bătaie de cap cu toată șmecheria asta pentru că, din păcate, avem cam multe chestii legate aici și nu mai funcționa toată treaba cum trebuie, adică nu mai primea, nu mai primea energie, practic. nu mai, nu mai aveam putere de rotație ca să fac toate chestiile astea. Și așa că o trebuie să mai fac încă două nebunii de din aia. Și văd că acum, cu încă două water wheels, toată chestia asta funcționează cum ar trebui să funcționeze. Basically. Ce ar trebui să fac ar fi să mai pun o torță, uite acolo sus, ca să fie totul cât mai simetric. Și ne trebuie o cheiță din asta, din, din mod pe acolo dar nu mai știu cum naiba se numește. Și nu nici nu o văd, sincer, să fiu cu voi. A, uite am găsit-o. Uite, asta -i. A, trei chestii din astea ar trebui să fie destul de ușor de obținut. De tine aveam voie. Și acum luăm patru din astea, 1, 2, trei, 4, și ne cărăm să ne facem treaba. Băgați i piciorul să bagi. Partea, a, partea, interesantă este că toate astea trebuie să fie facing într-o singură direcție la modul. Uite, astea să meargă așa, astea așa, astea tot așa în jos. Pac, astea să vină înspre stânga. Pamparam, bun Și acum toate astea să mi se ducă, basically, în jos Uite așa În jos Și și cu tine în jos Și toate astea să vină, uite aici așa, în jos la astea Și acum astea toate o să vină frumușări în partea asta Unde o să punem un cufăr de... Sper că... Cate Apare nu merge cu fără de piatră. Cred că îmi trebuie un barrel, dacă nu mă înșel eu. Ei bine, și acum după ce pun eu astea patru aici, în teorie, toată schema asta ar trebui să... Da, să, începe, să înceapă să funcționeze. Ok, dă înainte, pa, care a s dus în partea aia. Astea ar se duc, uite, așa frumușel în jos. Și are se duc, uite, așa frumușel și mai în jos. Am văzut albinele de acolo, dar n-am chef să mă duc după ea până acolo. Astea se duc, uite aici, așa frumos. Și acum ăsta vine la ăsta. Se unește acolo. După care merge și se unește cu ăsta. Și într-un final. Și pleasc, se unește toate acolo jos și ar trebui să iasă rotița de care avem noi nevoie. Acum, întrebarea mea este dacă o mută în ăsta. Da, mutat o mutată. Perfect. Easy peasy, ne-am scuzi și avem două din astea. Da, top, da, top, da, top, da, da. quest, încă quest, încă quest, quest. Basically, uite aici mai avem încă un quest. Și mi-am dat încă o chestie din aia de prins mobi. Nice, I like it. Și acum, de la prostiuța asta, uu, un ender chest. I love it. N-am, cred că ar trebui să facem și prostiuța asta, sincer. Nu știu, ziceau oamenii ăștia la care m-am uitat eu că prin, pe la începutul mod pe ului dar cred că acum s au rezolvat problema, că am primeai vizite de la Uh, de ăștia, zi să rezic, uh, de la Wandering Traders or something like that. Și atunci, uh, practic, uh, era bine să faci nebunia asta ca să nu-ți vină niciun Wandering Trader. Să... Uh, se spanau în pereți, îți creau un gol acolo și acolo se spanau mob și la un moment dat începe să ai lag pe lume și nu știa din ce cauză. Sau, so, na. Poate ar fi bine să-l facem și pe ăsta, nu știu, că nu, nu cred că e chiar așa de greu. Îți trebuie un semnul un și un flint. Am făcut și asta, am făcut și quest-ul, Aici e fain, e fain, aici, că îți reward-uri destul de interesante. I mean. Battle chestie din Botania. Nice. I like it. Îmi place. Și acum ăsta luăm și îl punem mai de nou. Ori unde nu, nu prea are nici cea, mai important, nici cea mai micuță importanță. Îl punem aici și între, în mod normal nu ar trebui să vină să se spawneze niciun guște din asta. That's good. Perfect. Acum am terminat cu quest-urile astea. Uh, mai avem de făcut încă nebunia asta și după aceea putem să ne ducem în alte chestii. Dar ce ne interesează pe noi este să avem o, un sistem de generare de resurse pasiv. De asta am și făcut nebunile astea de Crushing wheels. Pentru că, dacă bine ținem minte, pe astea le folosim. Pardon, am lovit nebunia asta din păcate. Da, le folosim să spargem o grămadă de chestii, dar în principiu putem să sfârmăm toate orurile și toate nebunile astea. Dacă bine ținem minte, Uite pe aici prima trebuie să fie crushing wheel. Ok. Dintr-un de asta ne dă un crashed copper ore. Ok. Și din crashed copper ore-ul ăsta, dacă îl trecem să-l spălăm prin apă cu ventilatorul, obținem 9 copper ingots. Copper nuggets, pardon. 9 copper nuggets, ceea ce înseamnă că putem să ne lipsim de nebunia aia de acolo și să automatizăm mult mai ușor producția de oruri. Basically, trebuie să facem asta cu Willu, după aia să treacă, să avem o bandă care să treacă pe undeva prin față pe la o din asta și în momentul în care se transformă totul în nuggets să intre într-un sistem sau într-un cufăr și din cufărul ăla să se ducă într-un sistem cu, dacă căutăm noi aici frumușel, at, uh, cum îi zicea, doamne? Nu mai țin cum îi zicea, dar știu că unul pe aici, uite așa, într-un sistem cu drawers într-un sistem cu compacting drawers, compacting, uite așa, și compacting drawers-urile astea să vină într-un alt sistem central și așa mai departe. Da. E un picuț de muncă, dar, din punctul meu de vedere, e cea mai bună modalitate de a face treaba asta. și mă uitam așa un picuț pe la nebunirea astea și am observat că fierul, din păcate, nu putem să-l obținem decât by grinding, deci numai dacă facem grind la streaking gravel, adică nu putem să-l obținem prin washing, dacă spălăm gravel sau alte chestii genul ăsta. Și aparent de asta e nebunia asta. De asta de aici putem să obținem și zinc, putem să obținem și osmium, lead, bauxite, care cred că e silver or something și tin. Și bineînțeles cărbune, de care probabil o să mai avem nevoie. și putem să obținem chestia asta prin gravel folosind nebuniile astea. Aia înseamnă că o să avem nevoie de două seturi de, de, de prosiuțe de genul ăsta, ca să ne facem noi planul și să ne punem în aplicare, practic așa cum, cum am vrea noi să fie. trebuiască să la un moment dat să mă apuc să curăț din prosiuțele astea de pe aici, că deja sunt prea multe și nu mai vezi mare lucru prin bază pe la noi de toată șmecheria asta. Și ce am putea noi să facem este să punem toată nebunia asta aici. Acum, ca să putem să facem șmecheria trebuie să mai facem fie niște mor de apă acolo pe care să le folosim și care nu ocupă așa de mult spațiu, sau am putea să facem noi o moară de vânt. Și dacă scriem aici un add create, uite așa frumos, vedem că undeva pe aici ar trebui să avem niște chestiuțe care să ne ajute pe noi să facem o moară de vânt. Era undeva o chestie, uite, nu era asta, uite asta cred că e windmill. Fie mechanical bearing, fie windmill. Dar cred că de windmill o să avem noi nevoie. Uite așa, putem să facem unul din asta fără nicio problemă în momentul de față. Easy peasy, am scuzi și putem să facem niște sailuri de genul ăsta. Bine, astea din ce văd eu se fac cu niște top fabric care se face din prostea asta, din immersive engineering. Ca să putem să facem totul să funcționeze cum vrem noi, după cum am învățat de, la, de pe K-Factory, și cum am învățat de la modul ăsta Create, o să avem nevoie de Rotation Speed Controller și ca să putem să folosim Rotation Speed Controller, avem nevoie de din astea și avem nevoie de, uite, astea. Pentru că ca să putem să ajungem să facem un Rotation Speed Controller, avem nevoie de un Precision Mechanism și Precision Mechanism-ul ăsta se face pe prostiuța asta, din păcate. Așa că o să mă apuc eu să fac rost de toate nebunile necesare pentru a face prostiuțele astea și ne vedem după. Ei bine, aproape avem tot ce ne trebuie ca să facem prostiuța asta de aici. Și mai exact, putem să facem asta. De fapt, avem tot ce ne trebuie ca să facem prostiuța asta de aici, chiar dacă stau bine să mă gândesc. Pam, pam, easy does it. Am cu nebunia asta. Hi -hi -hi. și ne mai trebuie un hopper care se face destul de ușor, if you ask me. Tot ce ne trebuie este în schimb un cufăr de lemn, 1, bucățică, perfect, și luăm cufărul ăsta de lemn și fier avem destul, dragă domnule Iohannis, aici ce mă nervează că toiau din chestiile alea. ok, avem și un hopper, perfect amundo, și acum tot ce trebuie să facem noi este să ne găsim o zonă în care să facem treaba asta, putem să facem practic fix aici, Ok, dacă și luăm noi asta înapoi, easy does it, punem asta aici și ne Nebunia asta trebuie să punem basically deasupra la chestia asta, uite așa. Perfect. Și acum trebuie să luăm cogola de acolo, sau cum eu zice. L-am primit, l-am primit. Perfect. Îl punem acolo. Și luăm hopperul ăsta, care cred că trebuie să-l punem în nebunia asta, nu sunt 100% sigur, dar cred că acolo trebuie să-l punem. Și acum, dacă ne uităm noi ca să facem prostia asta de precision, trebuie să treacă un gold plate, trebuie să treacă printr-un cogwheel mic, un cogwheel mare, mare și un iron nugget. Și acum ce trebuie noi să facem este să facem niște cogwheel-uri. Cred că a sosit momentul să folosim și pouch să ăsta la ceva. mi a zis cineva în episodul trecut de... Uh, cum zice, uh, bonsai pot sau ceva de genul ăla. Aparent și schimba numele, sunt botany, în momentul de față, botany pot, spune hopper botany pot. Și poți să pui în astea, uh, din astea, uite așa, și basically să crească copaci în ele. Acum eu sper că astea o să meargă la 2x speed și o să crească mai repede decât... Uh, decât în mod normal și să ne vedem, să ne, să ne trezim aici așa frumușel cu lemne. Partea bună la asta e că pot să le las, uite aici așa să-și facă treaba și eu o să fac alte chestii pe aici prin bază, în timp ce astea, bineînțeles, cresc și uite așa, ne dau niște lemne, după cum ziceam. Mă pare nu pot să le fac pe două deodată să fie... La astea este cam termină dust din nefericire. Slowly accumulates time while in a player's inventory. using a Taking block to accelerate it using some of the stored time from the pouch. Ok, deci asta practic o ținem la noi în, în inventar și încet încet o să putem să accelerăm cum ar veni blocurile cu, cu nebunia asta. Ei bine, și acum odată ce avem astea și putem să luăm și niște nebunie din asta, ce putem să facem este chestia următoare. Băgăm ăsta aici, după care o să vină ăsta și după care o să vină o nebunie din asta. Ok. Și ne trebuie un plate de gold. Thank you very well. Putem să băgăm aici plate de gold. ăsta de gold să-l facem plate. Și luăm plate de gold după ce se topește. Haide. Plusc. Îl punem acolo. Asta o să se întărească și o să ne-l dea aici. Perfect. Punem plate de gold pe prostia asta. Și dăm și învârtim de nebunia asta. There we go. Bun. Și în momentul de față avem un incomplete precision mechanism, ce are 3 din 15 chestii făcute. înseamnă ce că trebuie să punem iarăși una de asta, una de asta și o prostiuță din asta și să repetăm procesul ăsta. Bam. Și bam. Și acum dacă ne uităm, are 6 din 15 am rezolvat și problema cu aia site-ul, deci e și -chea, putem să continuăm toată nebunia asta, asta înseamnă că putem să mai punem, ar fi bine să le fac astea așa, cred că nu, uite așa, așa și poate un pic, ups, poate un picus de chestii de asta așa, deci ne trebuie una din asta, una de asta și una de asta, îi mai dăm un picus de manivelă la nebunia asta, bada bim, bada bum, telefonul te-am auzit, fii cu minte,

Ah, există șansa de 20% să scadă o porcărie și există șansa de 80% să-ți dea o prostiuță din asta, după cum putem să citim aici. Boys and girls, we did it. Avem nebunia asta și avem și un brass casing, ceea ce înseamnă că putem să obținem prostiuța aceasta. Badabim, bim, bada bum. Rotation chestie easy peasy lemon squeezy. De aparent de prosit din alea n-avea nevoie. Deci rețeta la asta era destul de simplă. Două beți, o bucată de lână și una de site și ne dădea două bucăți de chestii din asta. Pentru că self frame din păcate, nu putem să-l facem decât să-l obținem. Și adică să-l obținem dintr-un white sale. Și nu prea văd la ce ne trebuie nouă să facem chestia respectivă. Ok, acum. Am făcut niște cartofi ca să nu mor de foame. Și așa de fain se prăjește aici pe grill, îți mai mare dragoste, uite Acum chestia e în felul următor. Noi trebuie să mergem să mai spargem, uite aici, niște, niște spațiu. Ca să zicem așa. Ok? Pentru că ne trebuie un... Un... Sale frame Să punem aici. Un sale frame, doamne, un sail din ăla, practic. Cam aia ne trebuie să facem. Și ideea ar fi în felul următor. Să avem, uite aici așa, cred că rotițele astea, dacă nu mă înșel eu. Sau poate chiar mai sus cu una. Uite așa. Să avem prosiuțele astea două. Bam și bam. Easy peasy lemon squeezy. Uite așa. După aia aici să avem practic un shoot și pe un zis uh, zic. Zi, zi. Un, 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 uh, cufer. sub toată șmecheria asta. Ia să mergem să ne luăm cartofii. Să nu uităm de ei. Nu știu ce se întâmplă în mod pe ăsta, dar din păcate nu prea cresc astea. Adică, ba, uite, ăștia cresc, dar nu s-a afectat de faza asta cu shift-ul. În schimb, ăsta, industrial hand, poți să crește atât de greu, dacă nu pui nebunia aia de uh, Zis să zic. Dacă nu pui nebunia de, de bone meal pe fundul ei, n-ai ce să sta. N Am înțeles, nu, nu o să mă duc acolo să fac chestia aia. Îmi pare rău albinuțul, dar o să te las să mori. Very, very sorry for you. Ok, acum că avem un picuț de spațiu, o să facem un picuț mai mult spațiu. Uite, așa e. Și cred că o să-l facem, uite, direct aici, nu? Bam. Ceva de genul ăsta. Și atunci spargem toată camera asta pe care mai oricum o să acoperim în față să nu se vadă, basically, dar eu trebuie să spargem tot asta ca să putem să ne punem uh, noastră de mașinărie care să producă rotații sau whatever, nu știu cum îi zice la chestia aia pentru asta. Na, și acum că am spart toată camera asta mare, o să avem nevoie de prostiuța asta care o să vină pusă cel mai probabil, cred că o să o pun în pământ și o să o pun, uite, aici. Badabim, badabem. For the moment. For the time being, cum să zice. Punem o bucățică de lână pe ea. Even though, nu, nu cred că trebuie neapărat să punem o bucată de lână. Cred că putem să folosim orice altceva pentru a face șmecheria asta. Și acum noi trebuie să luăm prostiuțele astea și să le punem pe fiecare parte. Uite așa. Și am făcut 48 din ele. Ceea ce înseamnă că... Eu vreau să pun 8 pe fiecare parte. Dar cred că am făcut prea multe, nu? 1, 2, 3, 4, 5... 6 și cu 7 ajungem fix în vârf sau putem să mai punem încă una? Cred că putem să mai punem încă una, uite, acolo așa, 8, ăla perfect. La fel și aici, 1, 2, 3, 4, cu tine 5, cu tine 6, cu tine, ca O să trebuiască să ne urcăm acolo sus ca să facem treabă. Dă-te jos din Așa, 7 și. Cre Sau, bă, cred că sunt acolo, nu? Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu 8. Da, suntem, suntem în parametrii. Bun. Și aici, din nou, inca 1, 2, 3, 4. Și cu tine ar trebui să fie 8. ai, perfect. Acum, noi, dacă dăm un clip dreapta pe asta o să ceapă să se învârtă și să producă basically energie. Dar nu avem ochelarii aia. Ochelarii sunt aici, pac. Și cred că sticla aveam fără nicio problemă. Și acum ăștia îi punem noi aici pe noștri. Am făcut și un quest. Nice. I like it. Și din quest-ul am dat un... Man, oh man, oh, man, oh, man, oh, man, Avem backpack. Unde putem să ne punem chestii? O oh, du te vino, cu vină-ncoace, șmecherie. Ha! Avem backpack, man! Avem freaking backpack! Cât de awesome! Perfect! Easy peasy, lemon squeezy! O să mai am nevoie de cogwheels, în schimb. În caz de orice, în caz de necaz, cum s-ar zice, avem tot ce ne trebuie în momentul de față. Perfect! Amundou! Mă rog, să coborăm, uite aici. Pentru că trebuie să luăm de aici the power. Asta când se învârte ne dă un picuț de power de aici. Astea putem să le întoarcem invers, să aducă puterea în direcția asta. Deci, basically, ăla se învârte acum. Și putem să -l luăm pe ăsta micul de aici, să-l punem, uite, aici. Bun. În ăsta o să ne trebuiască un cogwheel din ăsta mare. Sunt picuți cam îngrămădite toate chestiile astea aici și nu prea-mi place, sincer, să fac cu voi. So, I think I will do this. O să spargem ăsta. Nu știu de ce. Wait a second. A, pot să întorc rotația cum vreau. Te parcă ar conta, știi? Te parcă ar freaking conta. O să luăm asta, o să luăm un shaft, o să-l punem aici, mai spargem un picuț de aici și o să facem beznă, din păcate. O să pun o torța asta acolo, în spate, și să-mi lumineze cât de cât și aici în față. Easy peasy. Bun, te punem pe tine aici și, după cum ziceam, în interiorul chestia asta trebuie să punem încă un cogwheel. There we go. Ok. Nu știu dacă e musai, musai, dar cred că e musai să punem cogwheel respectiv acolo. Da, telefon, te salut. Uh, o să avem nevoie de o prostiuță din asta, să o punem, uite, aici. Aici, din păcate, trebuie să spargem noi astea ca să putem să avem totuși acces la prostiuța asta. Că de aici noi putem să-i mărim viteza la nebunia asta. If, you want, if we want to. Dar întrebarea mea este în felul următor. Uh, dacă măresc eu viteza acolo, se învârte mai repede și aici sau se învârte mai repede numai aici? se învârte mai repede numai aici. Deci, practic, înseamnă că ăsta de aici se învârte la aceeași viteză. Deci, dacă eu scot pe aici în momentul de față chestia aia, o scot degeaba. Aia e un pic cam supărător, sincer, să fiu cu voi. E bine, cred că am rezolvat problema. Nu 100% convins de treaba asta, dar cred că am rezolvat problemuța. Adică una trebuie să se într-o parte, una în cealaltă și în momentul în care scot scânteile respective înseamnă că totul funcționează cum trebuie. Uite, un aproșal bine aia, Jesus, Mother of Christ. Am să vedem noi cât de mult putem să-i dăm la asta speed. În momentan la 32 și putem să o ducem până la 64, mai sus de 64, cred că, ba, avem și 80, holy moly. Și se învârt nebunele astea de n-au nicio treabă pe pământul ăsta. Oh, holy Jesus of Christ. Jesus of Nazareth. <laughs> Cum s-ar zice? Uh, bun. Putem să luăm pe gușterul ăsta de aici. Cred că pot să le iau cu și Nu pot să le iau cu shift dreapta. Și dacă îl sparg. Dacă îl sparg. Am așa o vaie impresie că o să iasă toate nebunile din el. Da? Exact ce ziceam. Și eu să-mi dea toate prostiile în inventar. Mai puțin. Șmecheria asta de. De cufăr. Ca să zicem așa. Văd că am mai terminat un quest. Ok, that's interesting. Bun, cufărul. Ăsta avem nevoie. Îl punem fix sub prostiuțele astea două. Și acum de aici noi putem să uh, punem restul de materiale în cufăr. de we go. Ia, așa să punem toate prostiuțele astea. Uh, pam, 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 pam. Și goldul și tot ce am mai avut noi pe aici. Uh, mai puțin tu. Tu vină înapoi. Easy peasy am squeezy, le-am băgat și pe alea, le băgăm și pe astea. gata, am terminat cu toată nebunia asta. Și acum ce mai trebuie mie sunt niște căhut, adică cred că undeva pe aici am, uite, un căhut. Ok, avem și smart căhut aparent, dar nu știu sigur dacă o să am nevoie de el. Aici nu știu sigur dacă am căhut. Căhut, 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 nu, nu am căhut. Dar e foarte simplu de făcut din ce țin eu minte, dacă nu mă șeală pe mine memoria. Da, două bucățele de iron mi-ar trebui, adică o bucățică de iron și trei din alea. Pardon, mă scuzați, Burp City. Ok, două din astea și o bucățică de iron și am rezolvat și problema cu căhutul. Easy peasy, le-am Da, Dacă facem treaba asta, am scăpat și de nebunia aia. Scurpe doi, foarte rapid. Pac! Avem prostiuța asta. Hai să ne luăm și quest până una alta. Uite aici la Getting Started. Am terminat toate quest-urile, dragul meu, de aici. Bine, mai avem astea în care să modificăm cablul sau generatorul, să-l facem un pic mai puternic, dar în rest suntem gata, basically, cu toate nebuniile. Pac, să le punem acolo și dacă facem treaba asta și cu treaba asta, avem și patru căhuturi. Easy peasy, pe am squeezy. Și acum ce trebuie să facem noi este să punem un căhut aici, deasupra nebunia asta ca tot ceea ce trece prin prosiuța asta să cum zice să fie macerată și să fie trimisă mai jos aparent am băgat niște piatră acolo și ar trebui să mi apare aici niște gravel dacă nu mă înșel eu cât de curând sau nu mi zice că mi a dat sapă dar mă rog aia ok și acum aici sus dacă facem noi treaba următoare să zicem a, ah, uite, acolo era cablu. Punem asta aici. Și bineînțeles că ne-ar trebui, practic, cred că un cufăr deasupra la toată șmecheria asta. Dacă nu mă înșel eu, cred că așa ar fi cel mai în regulă. Fie un cufăr, fie orice altă prostie pe care avem pe aici și putem să folosim. Uite, cufărul să putem să folosim, de exemplu, deocamdată. O să vreau să fac altă chestie, o să vreau să fac o treabă din asta. Să am aici un generator din asta de cabl și... Dar, de fapt, de ce nu facem noi treaba asta direct acum? E bine, acum avem și toate nebunile astea de care aveam nevoie și punem, uite aici, așa, un freaking drawer. Cred că o să fie ok treaba asta cu drawer -ul. Trecem peste nebunia asta încolo. Punem hammer ăsta, uite așa, și în spatele la hammer ăsta, dacă plantăm un cobblestone generator, ar trebui să fie treaba, treaba. Să ne, plant, să ne facă ăla, uite așa, a, perfect, perfect, ați văzut? Pam, 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 s-a dus acolo toată nebunia aia și... Acum din ăla o să obținem, după cum ziceam, osmium, bauxite, coal, tin și raw iron. Easy peasy, lemon squeezy, am rezolvat și problemuța asta. Toată șmecheria aia de acolo se duce, eu mi-am pus ochelarii, da, mi-am pus. Eu asta văd că merge cu 640 stress units, holy moly, atât de mult produce asta. Oh, produce 2000 și, deci practic pot să-i dau la asta viteză și mai mare de ta dacă vreau. Ia să facem o încercare aici, by all means. Am pus un pic cam de-am pixul ăsta aici, Aia este acum. Îi dăm 96. Ia să vedem. 700 și ceva de stress Easy. <laughs> și acum asta o să ne producă zinc și o să ne producă și fier. Și așa mai departe, fără ca noi să ne mai batem capul cu alte nebunii de genul ăsta. Și bineînțeles că putem să mai facem încă o mașinărie de genul ăsta undeva ori în spate, la prostiuța asta, ori pe lateral la nebunia asta sau oareva nu prea nici cea mai mică importanță. Uh, și odată ce am făcut uh, mașinarea, prin aia să trecem practic toate nebuniile astea și după aia să le trecem la spălat sau așa ceva. Sau putem să facem mașinăria în altă parte, nu neapărat să facem tot aici în zona sau unde avem prostiuțele astea. Că by all means, putem să punem aici să avem ender putem să punem un ender chest fără nicio problemă și din ender chest să se ducă toate nebuniile în direcția în care ar trebui să se ducă da, a rezolvat încă o treabă. Cam asta ar fi pe ziua de astăzi, dragii mei. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de Neapufu într-un nou episod pe aici, prin peștera mea, plină de chestii inginerești. Ce dubios și să te uiți prin chestiile astea. <laughs> vă mulțumesc pentru vizionare și că ați fost alături de mine, dragii mei. Să ne vedem și pe data viitoare, așa de frumoși și sănătoși. Până atunci, vă urez baftă și să aveți grijă de voi. Ciao, les!